Bună ziua! Este o zi specială pentru echipa PMP Suceava. Sunt onorat că fac parte din echipa PMP Suceava și, nu în ultimul rând, sunt onorat că fac echipă cu Marian Andronache. Astăzi, PMP Suceava a lansat, practic, un mesaj către toți locuitorii acestui județ și, nu în ultimul rând, pentru cei care locuiesc în acest municipiu, Suceava, prin care le transmitem că echipa PMP Suceava este cea care merită să ajungă la masa Consiliului Județean, la masa Consiliului Local, să conducă Consiliul Județean, să conducă Primăria Suceava și cât mai multe UAT-uri din acest județ. Suntem o echipă tânără, suntem o echipă care ne dorim să demonstrăm că pe primul plan sunt nevoile oamenilor și al cetățenilor și nu orgoliile de care ne-am tot lovit în ultimii 30 de ani. Îmi doresc ca împreună cu Marian Andronache, cu echipa cu care vom câștiga în foarte multe UAT-uri din acest județ, să arătăm că PMP-ul este alternativa corectă și transparentă pentru a dezvolta județul Suceava. Vă mulțumesc! Succes, Marian! Succes, echipă PMP de la nivel de municipiu, de județ! Și să nu uitați că doar împreună putem câștiga. Cine credeți că va fi contracandidatul dumneavoastră puternic la președinția Consiliului Județean, Gheorghe Flutur sau Mirela Domnică? Am să las toți votanții județului Suceava să îi judece pe toți contracandidații mei. Domnule Andronache, cum catalogați cei 16 de ani de mandat ai domnului Lungu și ce îi reproșați? S-au făcut și lucruri bune, s-au făcut și lucruri rele. La vot se va vedea judecata. Cum ați colaborat? Eu spun că sunt prea multe mandate. Eu spun că lucrul ăsta nu ar trebui să se întâmple. Poate ar trebui chiar și o lege dată în sensul ăsta. Undeva limitare la 2-3 mandate. Dacă Oradea arată cum arată și arată oraș european, da? Și Ilie Bolojan, după 3 mandate, și-a dat seama că totuși e momentul să facă pasul spre altceva și a făcut-o spre Consiliul Județean. Poate și domnul Lungu nu ar fi fost rău să facă și dumnealui pasul spre Consiliul Județean. Cum ați colaborat în cei 4 ani? În cei 4 ani de mandat? Da. Ne-am asumat o majoritate, v-am spus, dar n-a fost ușor. A fost destul de greu pentru că în condițiile în care tot timpul discuția era sunteți doi, noi suntem 10. Primul an a funcționat foarte bine, pot spune. Dar după aia lucrurile au mai început să fie tot felul de discuții și până la urmă, oricum, majoritatea era prin voturile celor de la ALDE. Așa că nu prea v-ați spus cuvântul în Consiliul Local. E greu să realizez foarte mult din postura de viceprimar și mai ales din postura de viceprimar, cum spun, al doilea viceprimar, cel dat de partea mică a majorității. Normal că accentul se pune pe viceprimarul partidului mai numeros și primarul în funcție. Dar nu e nicio problemă. Sper să fie bine după 28 septembrie și să pot și eu lua deciziile necesare din calitate de primar. Vreau să mai dau cuvântul și doamnei asistent universitar să vorbească și un tânăr din echipă,